Puțini sunt aceia care știu ce reprezintă stema Timișoarei, folosită pe documentele oficiale de primărie, dar și mai puțini știu că municipalitatea are un însemn ilegal de 21 de ani. Acest lucru este recunoscut chiar de oficialii primăriei. Însemnele municipiului sunt stema, aprobată prin hotărâre de Consiliul Local în 19 septembrie 1995, dar și sigiliul orașului. În 2009, stema Timișoarei a ajuns din nou în atenția aleșilor locali, pentru că modelul de stemă aprobat în 1995 nu a beneficiat de aprobarea Guvernului României, motiv pentru care s-a impus revizuirea sa și fundamentarea noilor însemne heraldice. Potrivit legii, stemele orașelor se aprobă de guvern, la propunerea consiliilor județene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Naționale de Heraldică și Genealogie. Noua stemă a Timișoarei nu a primit însă toate aprobările necesare. 4 ani mai târziu, Comisia Națională de Heraldică a cerut modificări. Însemnul oficial al orașului, aprobat în 2009, reprezintă un scut tăiat, cu câmpul superior despicat, care cuprinde un leu de aur cu un zid de cetate, un turn cu 2 steaguri și un oraș cu un râu. Stema unui oraș funcționează ca o ștampilă și se pune pe toate documentele oficiale, dar pentru că în lege nu sunt prevăzute sancțiuni pentru cei care folosesc o stemă ilegală care nu are toate aprobările, primarii nu se agită să rezolve problema.